Cum am ajuns aici? Nici greu, nici ușor. A fost un cumul de șansă, multă muncă și fructificarea șanselor. Bine, totul a început cu nașterea. Sunt născut undeva în sudul Târgu Jiului, într-o zonă foarte frumoasă, am crescut la țară, m-am jucat în țărână cu prietenii care acum au copii de liceu. Și-am început viața un pic mai repede. Ne-am mutat în Târgu Jiu cu părinții când aveam, cred că, 6 ani. Am făcut o școală foarte bună, am avut dascări foarte buni în școală. Multe din lucrurile pe care încă le știu foarte bine sunt în mintea mea din acea vreme. Am făcut și un liceu foarte bun în Târgu Jiu, Tudor Vladimirescu, care acum e Colegiul Național. Am fost cu ceva, nu cu mult timp în urmă, la întâlnirea de 20 de ani și de la terminarea liceului și am avut așa o rememorare a anilor petrecuți în liceu. Tot timpul am avut așa o plecare spre mai degrabă spre partea reală decât umană. Am fost în toată școala generală și în liceu, participat la olimpiade de matematică, de fizică, chiar și de chimie. Am avut mai puțin tangență cu partea umană, adică literele cu literatura, deși cred că și încă, parcă țin minte, în clasa 8-a am obținut și acolo un rezultat bun la limba și literatura română. După care, la sfârșitul liceului, a trebuit să hotărăsc unde, la ce facultate mă duc. Ăla cred că a fost unul din momentele, din decizia luată atunci, cred că a fost una din deciziile greșite în viața mea. Dar trebuie ținut cont că aveam totuși 18 ani și nu foarte multă minte. Iar condițiile economice și sociale în 88 erau complet diferite de ce sunt acum. Deci un copil olimpic la matematică și la fizică, conștient că știe carte, deci aveam și un pic de aroganță în mine, unde să mă duc, la ce facultate, care erau cele mai bune facultăți unde puteai să intri cu matematică și fizică. Electronică sau automatică? Drept pentru care m-am dus și am dat admiterea la electronică și telecomunicație. Admiterea pe care am și luat-o. Am făcut armata, că așa era pe vremea aceea. Și m-am întors la facultate. În 89 am început facultatea și după puțin timp mi-am dat seama că nu-mi place. Și că eu, chiar dacă fusesem un bun elev la matematică și la fizică, asta nu înseamnă automat că puteam să devin un bun inginer. Mai ales că electronica are și o particularitate. Lucrez cu niște concepte, nu lucrez cu niște piese care se văd. Nu vezi electronul pe unde curge. Nu? Nu vezi în circuitele integrate, nu e ca într-un motor, să vezi lucrurile cum funcționează și să ți le reprezinți. Cert este că prin anul 2 de facultate mi-am dat seama că nu-mi place meseria pe care mi-am ales-o și m-am gândit să o schimb. Am vrut să mă duc la Relații Economice Internaționale, la Facultatea de Relații Economice Internaționale, reînființată practic după Revoluție, numai că s-au schimbat regulile jocului, așa cum se schimbau atunci foarte des. N-am mai putut să dau admitere la a doua facultate decât dacă aveam peste 8 la prima. Ori la electronică și dacă îți propui să devii inginer, este foarte greu să iei media peste tot, e o facultate grea. Deci nu se punea problema. Mi s-a sugerat atunci că, da, spune-mi că nu ești student. Ce atâta discuție. N-am vrut să fac, să scriu că nu sunt student, că m-am gândit că ar fi foarte ciudat să pun la baza viitoarei mele cariere un fals. Și atunci am luat hotărârea să termin electronica. Am terminat-o, am repetat anul 3. Am terminat electronica cu gândul, da, viața este
cu gândul că după electronică voi face o postuniversitară și într-un număr relativ decent de ani din momentul în care luasem hotărârea respectivă, adică 5, o să ies cu o diplomă, cu două diplome, nu cu una, ceea ce mă gândeam că îmi va da mai multă șansă ulterior. E, cât am fost student, dacă tot am hotărât să o continui și să o termin, și pentru că am avut șansa să stau într-un cămin bun și neșansa ca acel cămin bun, dacă mai țin minte, fost Academia Ștefan Gheorghiu și acum e căminul electronic și electronice, lucrurile începuseră să se degradeze, din păcate, acolo. M-am implicat și în viața cetății. Și din 93 până în 95, când am terminat electronica, am fost fie șef de cămin, fie am condus căminul împreună cu un prieten. Da? Alegeri, campanii electorale, viața cetății, organizat balul bobocilor, boboacelor. Da? Așa. A fost o perioadă în care am învățat foarte multe, pentru că în viața studențească înveți să relaționezi cu oameni. Nu numai cu colegii, dar și cu rectoratul, și cu decanatul. Trebuie să interacționezi cu oamenii. La cazări erau uneori chiar situații foarte tensionate. Am avut însă, cred că o perioadă destul de bună. Am fost realist 2 ani de zile la rând. Probabil că ar fi continuat seria dacă nu terminam facultatea. Dar am învățat despre viață și despre relația cu oameni. Când, înainte să termin electronica, deci în perioada dintre sesiunea de iarnă din anul 5 și sesiunea de vară, când de fapt este, ai două colovii și proiectul de stat, deci când îți pregătești proiectul de licență, un prieten care la vremea aia lucra la Coopers & Lybrand, el terminase dreptul, fost coleg de liceu, a venit la mine în cămin, cioc-cioc, și m-a întrebat dacă aș vrea să lucrez cu ziua, că au nevoie de un junior să facă mama pentru unul din clienților. Carole mănânci, eu văz, normal că am zis da, mai ales că salariul chiar și pe zi a calculat, pe, erau, țin minte și acum, $10 pe zi primul meu salariu. Era oricum, ar fi însemnat $200 pe lună, ceea ce la vremea respectivă era cam de 3 ori salariul mamei mele, care era profesor grad 1. Am zis da. Mi-am făcut treaba bine acolo și mi-am făcut atât de bine că respectivul client, adică directorul lor pe financiar pe Europa de Vest, de Est, Centrală și de Est, i-a scris o scrisoare de mulțumire managing partner de la Coopers & Lybrand pentru rezultatele deosebite ale echipei cu Coopers & Lybrand. Omul nici măcar nu știa că sunt angajatul lor, fiind un colaborator așa. A fost atât de impresionat încât mi-a oferit un job full-time. Și cu un salariu cam de 3 ori mai mare decât se făceau angajările la vremea respectivă, pentru că a fost foarte plăcut, surprins de reacția pozitivă a clientului respectiv. Și uite, așa a început cariera mea de consultant în ale taselor. Am zis o dată mai în glumă, mai în serios, că în loc să... am fost întrebat care a fost turning point in your life. Și am zis 95, pentru că în loc să încep ingineria, am început să inginerez taselor. Am învățat foarte mult la Coopers & Lybrand. A fost o perioadă în care, practic, am învățat în cel mai bun mod cu putință, făcând. Și am început să înțeleg cum merg lucrurile. Făcând comparații și cu ce învățam de la colegii mei din alte țări, am început să înțeleg de ce la noi lucrurile nu sunt chiar atât de bune și cum ar putea să se îmbunătățească. Și încet, încet am început să mă implic în viața cetății. Nu numai, oricum eram obișnuit de pe vremea studenției, viața cetății însemnând legislația fiscală. Critici constructive, uneori destructive atunci când era cazul, dar întotdeauna am încercat să arăt nu numai care sunt greșelile, ci și care ar fi alternativele și care sunt soluțiile. Probabil atitudinea asta mea critică și de implicare până la urmă, că despre asta vorbim, mi-a și crescut vizibilitatea și am început să fiu cunoscut. La puțin timp după ce Coopers & Lybrand a fuzionat cu PricewaterhouseCoopers, am decis să continui, să-mi continui cariera într-o firmă care atunci își
deschidea birou la București, Greenfield. Firma se numea Harman Hammerhead. O firmă foarte interesantă care a dispărut de pe firmament în, pe la începutul anului, cred că în mijlocul 2005, începutul, sfârșitul 2004, începutul 2005. Cred că ar putea fi foarte ușor folosită ca și studiu de caz. Așa da, așa nu. Așa da până în, prin 2001-2002. Ca să vă faceți o idee, Harman Hammerhead în 2001 a asistat pe Vodafone la achiziția lui Manesma. O tranzacție care încă deține câteva recorduri. Cea mai mare preluare ostilă pe bursă, cel mai mare deal, cea mai mare tranzacție din industria telecomunicațiilor a fost 220 de miliarde de euro. S-a semnat în biroul nostru la Frankfurt. Și era o firmă care practic a început de la zero în 87 și a ajunsese în, la sfârșitul 2001 cu birouri în 15 țări, 25 de birouri în 15 țări și era peste 1000 de consultanți. După ce am început să lucrez în consultanță, m-am gândit eu că diploma mea de inginer nu prea mă ajută, nu prea dă o justificare și m-am dus la Facultatea de Drept. Am făcut Facultatea de Drept la fără frecvență, la Universitatea Română-Americană, în timp ce lucram la Cupărsa. Ar fi și imposibil la cât de mult de muncă aveam, era la vremea respectivă să pot să o fac la zi. Mi-am luat licența în 2000, am intrat în barul în 2000 și am devenit avocat definitiv prin noiembrie 2002. Chiar și stagiar, și în stagiar, când ești avocat stagiar în România, nu prea ai multe drepturi. Ce mult să te duci la să pledezi, să pui concluzii, adică să pledezi la judecători cazuri, nimicuri. Eu în vremea eram senior manager la o firmă importantă, la care criteriile de selecție erau extrem de severe, Harman Hammerhead. Iar la mijlocul 2002, când încă eram stagiar, am fost făcut partener în Germania. În România n-aș fi putut să fiu partener. Probabil partenerii mei, șefii mei din Germania, au considerat că am demonstrat că pot să le fiu egal. Și chestia asta a fost, la vremea aceea, în 2002, nu prea erau foarte mulți români parteneri în firme multinaționale, cu atât mai puțin în firme de cifră de afaceri de sute de milioane de euro, cât avea Harman Hammerhead. La sfârșitul 2004 am luat hotărârea să plec de la Harman Hammerhead după 6 ani. Biroul respectiv a crescut cât timp am lucrat și practic în ultimii 4 ani de pe la sfârșitul 2000, de când a plecat partenerul care l-a fondat, a fost, de fapt, l-am condus, chiar dacă de iure a fost altcineva managing partner. Am început în Harman Hammerhead 6 oameni, 5 oameni, și am ajuns la sfârșitul 2004, când am plecat, în jur de 55-60. Iar vremea, perioada respectivă a fost mult mai grea economic decât ce vorbim noi acum, criza. La vremea respectivă, să nu uităm, în 2000, în România, a fost primul an în care s-au vândut mai mult de 10.000 de autoturisme. Deci noi acum avem alte termene de comparație. Le comparăm cu 2008, când s-au vândut 260.000 de autoturisme. Deci să nu uităm totuși că anii care au trecut, lucrurile au evoluat foarte repede. La vremea respectivă, business-ul era mult mai dificil. Am hotărât în 2006 să, împreună cu 3 prieteni și colegi, să ne înființăm propriul nostru birou. La vremea respectivă, țin minte că eram așa foarte stresați de inițiativa pe care o luasem, hotărârea pe care o luasem împreună să plecăm pe cont propriu. Eu am insistat să construim firma de la început în ideea că vrem să devenim un jucător în piață, nu să fim un jucător important, nu să fim un alergător de pluton. Și
asta s-a văzut în modul în care ne-am ales sediul, cum am făcut investițiile inițiale în birouri, în echipamente. Am aranjat totul ca pentru o firmă de succes. A fost un efort, a fost o perioadă foarte grea. Țin minte că în 2006 chiar a trebuit să găsesc o scuză să refuz un prieten că nu am putut să mergem în Turcia cu ei, că n-aveam bani, a trebuit să investesc, să inventez, evident, scuza că avem foarte mult de lucru. Lucrurile au evoluat din fericire bine, chiar foarte bine. În primul an întreg, în 2007, am intrat direct în primele 10 firme de avocatură românești după venituri. 2008 a mai crescut încă o poziție. Criza însă ne-a lovit destul de sever din punctul de vedere al cifrei de afaceri și profitului, pentru că noi eram specializați în o piață care practic a dispărut, M&A și real estate. 2007 și 2008, peste 80% din veniturile noastre au fost legate într-un fel sau altul de piața asta, care s-a evaporat, a rămas 10% din. Cu toate astea, în a doua jumătate a 2011, avem echipa intactă ca număr, am găsit soluții. Am găsit soluții de să ne diversificăm liniile de business, să ne specializăm oamenii în discipline care nu au fost atât de mult afectate de criză, să adăugăm discipline noi. Avem inclusiv inițiative care sunt unice în peisajul nostru, și anume acea platformă Venture Connect, prin care ne-am propus să, pe de-o parte, să educăm investitorii în IT și internet, vorbesc de investitori mici, practic startup-urile, de nevoia de a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală într-un mod profesional, deci de a crea cerere pentru serviciile noastre, dar și de a crea o platformă în care astfel de investiții care au potențial să poată fi prezentată fie angel investorilor, fie investitori fonduri, depinde de nivelul de dezvoltare, și care deja a început să dea rezultate. Unul din proiectele de succes este T-Jobs, care a atras o investiție de 500.000 de euro prin platforma noastră. Practic, prin această strategie de diversificare și de a ocupa nișe în care nu eram prezenți, ne-a ajutat să trecem peste perioada asta. Sperăm că lucrurile o să se mai normalizeze, deși, până la urmă, uneori nu poți să nu te întrebi ce e normal. Normal este să fie greu ca acum sau normal este să fie huzurul de acum 3 ani de zile? Cred că viteza cu care se consumau resursele și euforia asta a consumului, a cheltuielilor din 2005-2008 nu era bun. Vorbesc la nivel nu numai la nivelul României, ci la nivel global. Prea repede începuseră să se irosească resursele. Tot este să-ți reglezi așteptările la un nivel la care poți să și performezi, pentru că altfel ne punești cu cap. Adică să faci comparații între profiturile sau veniturile pe care le aveai atunci și veniturile pe care le ai acum, poți să cazi în depresie. Eu nu cred că asta este calea normală și cred că astfel de perioade hai să nu spun criză. Perioade mai grele nu fac decât să scoată cei mai buni din, sau ar trebui să scoată cei mai buni din oameni pentru a performa, pentru a găsi noi oportunități.